They're not going to write answer. What's that? Formula de calcul transportat. Algebra. Algebra. Formule de calcul transportat. Am făcut și anul trecut, ne-amintim, o să le reamintim acum ca să le avem clare. Ce anume? A la doua minute de la doua. A la doua minute de la doua. Egal, cu ziua. A, începe lângă anul 11. Începe cu anul 11. Amen, începe lângă anul 11. Așa. A, începe de la doua. O secundă. O să mai insist de la încă una, care o poți desface cât de curând. A la treia, de la treia. A, dar ai făcut-o la simplu. A făcut-o la doua. Doua, dacă e simplu zi. Tot cu anul 11 începe. Zi mai. A minus B pe lângă A la a doua plus A la a doua plus B la a doua. Merită. Dacă e cum a plus B la a doua, când îmi ucești o stea? Plus AB plus B la a doua. Plus AB plus B la a doua. Da? Deci se începe cu A minus B, ca și cealaltă AB, cu A minus B. Și aici numai vine A plus B, ca să dea la a doua. Din coace începe cu A la a doua, A-ul descrește și B-ul crește. Uite și A la a patra, minus B la a patra, nu uitați-o și pe asta, că e... Cu cine scrie, dar cu A minus B, domn profesor? Tot cu A minus B începem. Și A descrește. A la a treia, plus... Plus AB. Plus A la a doua. A la a doua, B. Descrește, A la a doua. Plus AB la a doua. Plus AB la a doua. Plus B la a treia. Deci A-ul se topește și acela la a doua. Mă rog. Deci, ai putea minuna doar să spună A la 5-a minus B la a 5-a. Ia să vedem. Nu căut acolo. Eu știu. A la 5-a minus B la 5-a, eu știu. A la 5-a minus B la 5-a. A minus B pe lângă A la 4-a. Uite, dacă crezi chestia, de ce nu poți să știi? Că noi insistând aici mai devreme, tocmai aveam în vedere să ajungi să știi. A minus B pe lângă A la 4-a. Vezi? Ca să ajungi la 5-a, începi la A la 4-a. Că ai una aici, la micerie. A la 4-a. Plus A. A la 3-a B. A la 3-a B. A la 3-a B. Și din ideea o să-l ajute. A la 3-a B. Plus A la a doua. A la a doua de la a doua. Plus A de la a treia. El a o să zice 4, 3, 2, 1. Și plus B la a patra. Corect. Și asta am vorbit și se poate continua cu asta. A la 5, A minus, A la 6, minus B la 6 și tot. Păi atunci A la 3 plus B la 3, domn profesor? O să le facem și cu astea acum, nu? Deci, hai să zicem așa. A la a doua plus B la a doua, n-are descompunere. Nu e chestia de ceva. Dar la a doua minus B la a doua a avut. A minus B a plus B. Da. A la a treia plus B la a treia. Plus B la a treia. Da. Are. Începe cu A plus B. A plus B pe lângă A la a doua. A la a doua. Minus A B. Plus B la a doua. Plus B la a doua. Dar să știți că astea nu sunt lucruri de cineva fixat, deci ca urmare a mulțirii de aici, desfacem așa. Da? Desfacem. Mulțim și vedem. A la a patra plus B la a patra nu are descompunere. N-ai ce faci. Deci când e la putere pară. Când e la putere pară cu adunare, n-ai ce faci. Dar la a la cincea plus B la a cincea. A plus B pe lângă A la a patra minus A la a treia B plus A la a doua, B la a doua, minus A, B la a treia, plus B la a patra. Da? Deci urmărim. A, alternează plus minus? Așa. Alternează minus, plus, minus, B. Ca să poate reduce. Pentru B la a patra știi mereu plus și B la a doua tot plus. Deci asta, minunați, ții minte că alternează. Față de aici, aici îți poți cu plus. Da, da, pe paranteza prima cu minus. Sigur că da. Și aici, la sumă,
sume pentru ele impare, partea a doua alternează. Partea a doua alternează. Da? Așa ține minte. A la 6 a pus pe la 6 în numere, a 7 a pus pe la 7 merge. Și a mai departe. Deci, A la E minus B la E ar avea o descompunere. Indiferent ce E este, par sau impar, totdeauna am descompunere. A la E plus B la E am descompunere, mai dacă E este impar. Da? Vorbim. Și acum să vedem și... A plus B plus A, treia. Așa, A plus B, A plus B. Acolo A minus B atunci. Atunci minus. A minus B, totul la A. A la a doua, da. Plus A la a doua, minus 2 avem, plus B plus A. Plus B plus A. A minus B, totul la a treia. A la a treia. A la a treia. Plus B la a treia. Nu, A la a treia. Minus 3 A la a doua B. Minus 3 A la a doua B. Au descrește așa. Au descrește. Plus A la a doua B. Plus 3 A la B la a doua. Și minus B la a 3. Da? Deci se respectă ca acolo, dar rapat pe eficiențe ăștia. 1, 3, 3, 1. Și acolo vă amintiți că v-am dat asta. Triunghiul pasta. La binomul. Adică la a doua vine 1, 1, 2, 1. La a treia înseamnă 1, 3, 3, 1. La a patra cât o să fie îndemna? 1, 4, 6. 1, 3 și 1, 4. 3 cu 3, 6. 3 cu 4, 4. Și e 1. Și 1. Ia zi formula asta, la a minus B totul la patra. A la treia. Păi încep aici, da? Da. A minus B totul la puterea a patra. Gă cu a la treia. A la a câta? A la treia, a. Nu, am 1 acolo, ce 1? Lasă-l pe unul, mă, a la a patra. Ori a la a patra. A la a patra minus 4 a la a treia B. Da. Plus 6 a la a doua B la a doua. Da. Minus 4 A, B la 3 A. Da. Minus... E, minus. Plus acolo. Plus B la 2 A. B la 4 A. Că timp ce A o scade, B-ul crește. Da. 1, 2, 3, 4. Corect. Ca numai așa poți să trebuie să apară și A la 4 A plus B la 4 A. Da. 1 avem la 4. Da. Bun. Asta cu minus. Corect. Cu plus, A plus B, totul la a doua, o știi. Da, A la a doua, plus 2 AB. Și pe A la a doua, plus 2 AB, plus B la a doua. Plus B la a doua. A plus B, totul la a treia. Ia să vă mată. Eu A la a doua, A la a treia. A la a treia. Păi, dar după cât începem, da? Face A la a treia. Plus 3. Plus 3 AB. 3 la 2 AB. 3. Măi, nu mai înțeleg plața așa, mi-e plăcere extraordinară. Că scap. Ce plăcere ne-a atins. Un pic. Să și filmează. Măi, să și filmează, mă. Facem de asta spectacol. A la 3 A plus 3. Deci A la 3 A plus 3 A la 2 AB. Plus 3 AB la 2 AB. Plus B la a treia. A plus B, totul la a patra. A la a patra plus 3 A la a treia plus, B. Plus, plus, coeficienții sunt. Plus 4. 4 A la a treia B. Plus, plus 6 A la a doua B. A la a doua B la a doua. Când timp ce au scade, B-ul vine și ajută, ca suma exponențelor să facă tot timpul 4 aici. Da? 6 la 2 pe la 2. Plus 4 A, B la 3. Și plus B la 4. Plus 1 ori B la 4. Și așa se poate coordina și pătrim în masca, că știm coeficienții acelea. Da? 1, 5, 7, 1, 5, 10, 10, 5 și 1.
Și în aceste formule, repet, nu obligatoriu să le memorați, le lucrați de câteva ori ca să vă intre în mână, să găsiți o legătură cum au desprește, B-ul crește, ca să înțelegeți fenomenul, principiul, și atunci e ușor să le rețineți. Trinomă, am mai făcut A plus B plus C la a doua. A, așa. E la a doua plus B plus C, tot la a doua, trinomul la. E la a doua plus B la a doua plus C, la a doua plus B plus B plus C plus A, C. Deci vine A la a doua plus B la a doua plus C la a doua plus 2AB plus 2AC și plus 2BC. Și-am mai făcut una, domnul profesor. X plus A pe lângă X plus B. X plus A pe lângă X plus, plus B. B. E egal cu X la a doua plus X pe lângă A plus B, B. Plus AB. Plus AB. AB. Asta știți ce este? Nu. Știu pe ce le vorbim. Da, exact. X ori X, X plus X, A plus X, B, s-o dat X în factor comun, X plus A plus B plus A ori B. Da? Deci este o... Ai dat-o la propunerea din cartul. Da, este o mulțime, pur și simplu, a două paranteze. Mai diapositivă. Da. Și acum să facem câteva exerciții. Da. Da, ai biserit din toată, tot după problemă. Acum că am văzut formulele calcul pe separat. Le-am înțeles. Am înțeles fenomenul, cum anume lucrează și cum trebuie să le ținem minte care ar fi legăturile. O să fac eu câteva aplicații ca să înțelegem și mai bine, da? Și pe urmă mă duc la chestiile voastre. Sau vreți să existi deodată ca să vedem aplicații, să vedem și tema, că astea păi, nu, dar astea sunt. Ala doua nu sunt la trei. Deci sunt pe... Deci sunt ieșiți încât s-a acoperit ce îmi propuneau, nu? Da. Hai să vedem. Nu, eu nu știu ce v-ați propus, dar ceva interesant faci? Eu îmi propus să facem deci, dacă ați înțeles formulele, spuneți în cât face 4x la a doua minus 3. Ca o descompunere. Exprime ca 2x totul la a doua minus radical din 3 la a doua, ca să ducem în formula a la a doua minus b la a doua, nu? Da. A doua minus b la a doua, care face a minus b, pe lângă a plus b. 2x minus radical din 3 pe lângă 2x, face 2x minus radical din 3, pe lângă 2x plus radical din 3. Asta ar fi, nu? Descompunerea. Practic, n-am urmărit decât să vă surprind. Cu ce? Că 3 ăsta nu e un pătrat perfect la prima vedere. Dar nu e nimic, că v-aș fi radical să vezi după un pătrat perfect. Dacă veți avea așa, să spunem, x minus 1 pe lângă x pătrat plus x plus 1. Cu cine este egal asta? Cu x la 3 plus x la 2 plus x minus x la 2 minus... Hai, deci desfaci. Că mulțești că da, să de data. Dacă recunoaște și o formulă. Dacă recunoaște o formulă aici. X minus 1 pe lângă x pătrat plus 1. X minus 1 pe lângă x pătrat? Nu, x plus 1 la pătrat. X plus 1 la pătrat nu este ca la 2. Nu e 2x. O fi la a la 3 minus b la 3, domn profesor? Ia să ne aminti formula. A la 3 minus b la 3 este egal cu a minus b. Da, pe lângă a pătrat plus a b plus b pătrat. Și atunci în loc de b este 1, da? Bine. Și apare x la 3 minus 1 e egal cu x minus 1 pe lângă x pătrat plus 1 ori x plus 1. Deci, sigur că puteai face mulțirea
Și avem ca o... Stadiul greu pentru mărirea ritmului să se sesizeze chestia asta. Deci face x la 3 minus 1 pentru tot, fără să mai face mulțirea. Iar stații, Leon. Așa. Dacă cumva veți găsi așa, x plus 2 lângă x pătrat minus 2x plus 4. Ce vă faceți voi în fața acestui? Păi ăla e x minus 2 tot la 2. X minus 2 totul la a 2. Adăugată, domn profesor, dar așa. Bun. Deci egal cu x plus 2 minus 1, pe lângă, aici este x minus 2 la pătrat. Nu cred că este așa. Păi, x la 2 minus 2 ori 2 ori 2 ori 2. Da. Eu zic x la 3 plus 8. Plus 2 la 3. De unde din asta, nu? De la 3. Am învățat o formulă. A la 3 plus de la 3. Deci, a plus b lângă a pătrat minus ab plus b pătrat. Deci a plus b lângă a pătrat minus ab plus b pătrat. Recunoaștem în asta că e vorba de a la 3 plus b la 3. Adică este x la 3 plus 8 plus 2 la 3. Care e 8? 8. Invers, când vei avea așa ceva, ca să poți descompune, trebuie să surprinzi pe 8 îl scrii ca 2 la 3. Și nu ne dăm seama că, uite, cum ne dăm seama că e a la 3-a minus pe la 3-a sau a la 3-a plus pe la 3-a? Păi vezi aici, partea asta e cu a plus b și cealaltă ar terminează. Da. Și acum controlezi, ai pătratele lui x pătrat și lui 2 la pătrat aici? Da. Și ai și produsul lor, x ori 2? Da. A, deci x pătrat plus pătratul lui 2. Deci avem x pătrat... pătratul x, pătratul 2. Și produsul lor. Am înțeles. Păi mă vine așa la formulă. Când am zis a la 3 plus b la 3. Deci zic că am stabilit un bun. Egal cu a plus b. A pătrat minus a b plus b pătrat. Și eu uitați-vă la a la 3 minus b la 3. E a minus b, începe cu a minus b și vă dați seama de capăt. Am înțeles. Da, deci aici trebuie să avem... Sigur, îi lucrând, ne dăm seama. De aceea am ținut să vă spun că uneori avem desfășurat și strângem, alteori avem strâns și desfășurat. Da? După nevoi. Dar care sunt nevoile acum? De ce trebuie să ne mai învățăm și cu asta? Păi... Veni vorba. Adică ce nu puteam să scăpăm din cazul ăsta, să nu mai ne învățăm? Uitați. Dacă îi s-ar duna situația. 1 supra x minus 1 plus 2 supra x plus 1 minus 3 supra x pătrat plus x plus 1 minus 5 supra x pătrat minus x plus 1 e la 1. Deci dacă aveți de operat aceste fracții, sigur că problema spunea numitorului comun. Adică trebuie găsit acela care se împărțit la fiecare să împarte exact. Nu? Părțile să facă exact. Știți care este numitorul comun aici? X minus 1 pe lângă x la 2 plus x plus 1. X minus 1. Deci este x minus 1 pe lângă? X la 2 plus x plus 1. Plus x plus 1. Cât face? Cât face aici? Face a la 3 minus b la 3. Adică face x la 3 minus 1. Minus 1. Și oare el, dacă ar fi mai x la 3 minus 1, se împarte la x minus 1? Se împarte. Da. Și va fi asta. Se împarte la x pătrat plus x plus 1? Se împarte. Da, cu x plus 1. Dar cu celălalt x plus 1 și x pătrat minus x plus 1? Nu. Aduce x minus 1, pe lângă x la 2, plus x plus 1, pe lângă x plus 1, pe lângă x la 2. Toate sunt aici, nu? Da. Corect. Toate sunt aici. Eu le-am lăsat așa ca să vezi descompunerile. Dar de regulă nu apar așa.
apare x la 3 minus 1, apare x la 3 de uneori strânsă, altfel desfăcut, e unul desfăcut, celălalt nu se vede. Și atunci când afli numitorul comun, trebuie să știi formulele, parcă scurtat. Da? Dar și aici este produsul celor patru paranteze. Sau x la 3 minus 1, pentru că x la 3 a pus 1. Corect. Numitorul comun. Deci o să vedeți când începe calculul algebric acum, cât de curând, cu fracții, cu expresii, cu nu știu ce, asta dacă nu știi formul de calcul pe scurtat, n-am nicio șansă. Da, pentru că dacă nu poți să aduci la ceas întoar, că nu știi să scrii ca un prost de factori. Mergem. Gata, începem greșițile. Faceți 6 la 57. E 2. Fii atent, nu știi că ar fi 2. S-a zis, dacă s-ar calul. Exemplu. Este vorba de etapa aceea care știi. Nu vreau să arăt la ea. Păi nu, ce anunțe la nimeni de-a dat? Iar de-a bătării de la fi s-au predat astea. Nu-i băgat mai cu acuzei, dar nu-i băgat. Știu o formulă și care estima tot despre matematică și despre ceea ce ai zis acum. Nu, vezi câte lucruri sunt. Exact. 6 de la 57. 6 de la? 57. Ce? 2 plus x totul la 3. 2 plus x totul la 3. 2 la 3 plus x la 3 plus de 3 ori 2x pe lângă 2 plus x. Plus de 3 ori? 3 ori 2x pe lângă 2 plus x. 3 ori 2x pe lângă? 2 plus x. De unde e asta? Unde e la școală? Nu s-a luat la școală. Eu n-am înțeles să-l duc aici. Nu... Adică mai scos de numai. Păi se poate, nu a făcut 2 a plus b totul la 3, a plus b. Respectă formula. Păi ce asta? Când a zis proful, nu e așa, mă, când a zis la școală. Respectăm formula, cât e a plus b totul la 3? Hai să vedem formula. A plus b totul la 3. A plus b totul la 3. Egal cu? A la 3. Plus de 3 ori, a o descrește. A la a doua, b. Plus de 3 ori. A în continuare descrește, a la întâia, din ideea ușor sprijin, de la a doua, plus B la a treia. Și acum o aplicăm. Ia cum s-a devenit. Ia plus B până la a plus B până la a plus B, înmulțite de 3 ori acolo și ajung la rezultatul ăsta. Dacă tu vrei să o prelucrezi un pic, bă, ăștia doi îi lupezi și egal cu a la a treia plus B la a treia, adică ultimul, plus 3AB, că poți să scoți un 3AB în factor, 3AB, pe lângă A plus B. Iar este și sub forma asta. A la 3A plus B la 3A plus 3AB plus A plus B. Dar nu mi-e încarc memoria cu asta. Sigur că da. Eu nu mi-e încarc memoria cu lucrurile inutile, adică. Că asta nu merită să o ții minte. Asta trebuie să o ții minte. A la 3A plus 3A pătrat B plus 3AB pătrat plus B la 3A. Așadar, 2 plus x totul la 3 este egal cu 2 la 3, adică locul 1, ăsta e alfa, plus de 3 ori, locul 1 la pătrat, adică 2 la pătrat, ori x, plus de 3 ori, locul 1, 2 la 1, adică o să a ui la 1, descrește, da. Da, la 1, da? Ori x la 2, și plus x la 3, și este egal cu 8, plus 12x plus 6x pătrat plus x la 3. Și pe regulă se organizează polinomul comun. Ori se lasă suprava asta, ori se ia descrescând de la x la 3. Există și o varianta în care poate fi lăsată așa și invers. Deci asta e forma lui 2 plus x totul la 3. Și tu ai văzut acolo? Da. Perfect. Dar tu ai plecat la 3AB pe lângă A plus B. Și tu ții minte pe asta. Nu e nevoie să ne ții minte pe asta, ci pur și simplu ții pe aceea și totul este perfect. 1 plus 2AX pătrat. 1 plus 2AX pătrat. Pătrat. Totul la 3. Totul la 3. Exact cu 1. Locul 3 este 1, da? Da. Plus. Deci 1 la 3. Plus. Plus 8 la 3, x la 6, de 3 ori, prima parte la pătrat,
1 la 2. 1. Fără 2 la x la 2. După 2. La 2. Așa, a x la 2. Deci 2 a x la 2. Plus acum, că de 3 ori 1 la 1. Păi chiar nu înțelegi. Păi locul 2 este ăsta, mai mult. Locul 1 este 1. Și venim locul 1 la a 3. De 3 ori, punem și aici, locul 1 la a 3. De 3 ori, locul 1. Sau A și B, că sau A și B, dar nu cum mă lovesc de aud aici. De locul, de 3 locul 1 la împătrat. Locul 2. Plus 3 ori 4 a la 2 x la 4. 3 ori 1 la 1 a ori 2 a x la 2 tot la 2 a. Nu sunt mai ușor așa. Plus locul 2 la 3 a. 2 a x la 2 la 3 a. Și dau totul, că... Și dau cu 1, acum zici 1. Și dau cu 1. Plus. 1 plus 3, 6 a x pătrat, plus 12 a 2 x la 4. Păi 4 a la 2 x la 4, 4, 3, 12, 12 a x la 2, a la 2 x la 4. Plus 8 a la 3 x la 6. Plus 8 a la 3 x la 6. A la 3 x la 6. Asta este 1 plus 2 a x, totul la a 3. Mai departe. Ai deja ajutat? Da. Altul. Y plus radical din 2, totul la a 3. Y plus radical din 2, totul la a 3. A, deci, egal cu? Y la a 3 plus... Nu, fără. Până și lucrează și plăcăiți ăla. Deci, lucrez cu noi odată, pentru că nu are decât să câștige în asta. Y plus radical din 2, totul la a 3, egal cu? Cu Y la 2. Egal cu Y la 3. Cu Y la 3, așa. Plus. Plus 3 ori prima parte la pătrat ori Y la 2. Ori, ori radical din 2. Plus. Plus. 3. Plus 3. Y. Y minus radical din 2. 3 Y locul 3 ori locul 2 la pătrat. Radical din 2 la pătrat și plus radical din 2 la 2. La 3. La 3, da, în ultima parte. Și egal cu? Egal cu Y la 3 plus 3 radical din 2 Y la 2. 3 radical din 2 Y la 2. Plus 6 Y. Așa, 6 Y. E plus 8. Nu. Cum? 2 radical din 2. 2 radical din 2. 2 radical din 2. Adică a fost radical din 8. Radical din 8 care este? 2 radical din 2. 2 radical din 2. Următorul minunat. 2 x plus 3 y totul la 3. 2 x plus 3 y totul la 3. Este 2x totul la 3. Așa, pentru 2x în paranteză este totul la 3. Locul 1. Plus 3, 2x la 2. Ori 2x. Ori 2x totul la 2. 3 ori 2x. Ori 3y. La 2. Da. Ori 3. Ori 3y. Plus 3 ori 2x. Ori 3y totul la 2. 3y totul la 2. Ori 3y totul la 2. Așa. Plus 3 totul la 3. Y în paranteză totul la 3. Și egal cu 8x la 3 plus 12x la 2 plus 12 ori 3, stai. Plus 36... 12 x pătrat, ai zis bine. Nu, nu, că e și ori 3 y. 36 plus 4 y. Deci, 4 ori 3, 4 ori 9, 36, nu? Da, 36 x la 2 y. X la 2 y, corect. Plus 3 ori 2 ori 9, 3 ori 2 6, 6 ori 9 e 54, deci 54 x, y la 2, plus 27 y la 3. 27 y 3 la 3, 27 y la 3. Adi, 5 x plus a, totul la 3. 5 x plus a, totul la 3.
E egal cu... Cinci x plus a doua. Plus a la treia. Și egal? Egal cu 125x la a treia. Plus 15. Atât, nu 15. Mai întâi 5 la pătrat, care face 25. 25 ori 3. 75, nu? 25. De câte 3 ori? De 2 ori 50, cât după dată? 75. Da, 75. Plus 75. X la a doua. X la a doua. Plus. Plus. Și 5 ori 3, 15. 15 X. X. O de a la 3. La pătrat. A la 2. X la pătrat. Plus a la 3. A la 3. Și h, x minus 2y totul la 3-a. X minus 2y totul la 3-a. Egal cu. E urmă. X la 3-a. Da. Minus 3 x la 2-a. 2y totul la 3-a. Ori 2y. Da. La 1-a. Abia acum a venit 2y în partea 3-a. 3-a la 2-a, B. Da, la 3-a. Da. Plus. Plus, a terminat. Da. 3 x 2 la a 2. 2y totul la a 2. Minus 2y totul la a 3. Minus 2y în paranteză totul la a 3. Și egal cu x la a 3. Da. Minus 6 x la a 2 y. Minus 6 x la a 2 y. Plus 12 x y la a doua, minus 8 12 x y la a doua, da. Minus 8 y la a treia. Minus 8 y la a treia. Cam asta ar fi, da? Da. Altul? Vedeți și 7 de la pagina 58. Adutul. Hai să sperăm, nu? Da. Ca să. Cum e bine făcut? Deci ăsta mi era 7. 7 de la 58. 58. Calculați. 1 plus a plus b totul la a doua. Calculați. 1 plus a plus b totul la a doua. După formula, bine știut. A plus b plus c totul la a doua. Zic eu. La de la făcut. A plus b la a doua. Egal cu 1 plus a la a doua plus b la a doua plus b la a doua plus 2a plus 2b de 2 ori primul rând, 2a plus 2b plus 2 ce? Plus 2ab. Adică de mine, ăștia ori ăsta? Deci 1 ori a, 1 ori b, a ori b. Da. 2ab. B. Ăsta era mic. B. 2x plus y plus z. 2x plus y plus z. Totul la a doua. Totul la a fi. 4x la a doua plus y la a doua. Lasă-mi ce stai pe care lucrează, mă. Lucrăm, a? Vreau să lucrez. 4x la a doua plus y la a doua
plus de la a doua, plus 4xy, așa, plus 4xz, plus 2yz. Plus 2yz. Așa este. 2x plus y plus 3z. 2x plus y plus 3z. Tot la doua. 4x la doua plus y la doua plus 9z la doua plus 4xy plus 12yz plus 6 plus 12xz. Nu, cred că 6 e plus, spui. Că 2 am 3 aici. Da, plus 6xz. Plus 6xz. 5 plus 4a plus 3b. 5 plus 4a plus 3b plus la 2. Adi? Deci 5 plus 4 25 plus 16 la a doua plus 9b la a doua plus 10, 40 a plus 30 b plus nu-i spui bine 30 pe mine, nu? Că e 2 ori 5, 10 ori 3, 30. 2 ori 10. Deci ai zis, față pătrat la fiecare, de 2 ori primul la 2 ori. Păi, dar și să mă duc acolo sus, era 2 ori 2x ori 3, 10 era 12x, nu? Unde? Aici? Da, da, unde mai era 12xz. XZ. Deci azi fiecare la pătrat. Da. Și de 2 ori până 4 ori la 2. Deci era 12xz. Nu era 6xz. 4xy e bine, nu? Da. E bine tot. 4 ori 3, 12xz. Da. Și 12xz. Așa, 12xz și 6yz. Și așa, ai găsit că s-a greșit acolo. Și 6yz. 6yz. Nu, acolo 12, domnul profesor. Yz. Voi în față atunci a schimbat. 12 x. XZ. XZ. Așa. Hai, atenție. Da, da. Și aici, 30AB. 30B. B, da, 30B, plus 4, 20, plus 24, de la 2. 24 la B. A, B, A, B, A, B. A, B, așa. Da, plus 4, 2. Altul? 3X plus 2Y plus 1. 3X plus 2Y plus 1, tot la 4. 9X pătrat. Plus 4x pătrat, plus 1, plus 12xy, plus 4y, plus 4y, da, plus 6x. 4y, ai zis, plus? Păi 2y, 2, 4y plus 6x. 6x, nu? De ce zic, 2 ori 3x ori 1? Da, e bun, 4y. Plus 4 y. Bine, da. Și plus 6 x e bine. Da, plus 6 x. Da. Și m plus 3 e m. M plus 3 m. Plus 5 p. Totul la a doua. Hai, Adi. M la a doua, plus la a doua. Păi da, plus la a doua, plus 9 m pătrat, plus 25 cu pătrat, plus 2, plus 6 n. 6 mână. 6, așa, mână, mână, mână. Plus 10 n p. M p. La 5 de primă, nu-i 10. Nu, 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 m p, el a zis. 10 m p, nu m p. 10 m p. Da, 10 m p. Și plus 5 pe 30 până. Adică trebuie
facem 15 de 2 ori, 30. Nu spune. 8. 8 la 58. La 58, da. Folosim până la A plus B plus C totul la a doua, efectuați. 1 plus 2A. 1 plus 2A. Minus 3B. Totul la a doua. Hai. Egal cu 1 plus 4A la a doua. Minus 9B la a doua. De ce minus? Pe minus 1 la pătrat? Plus 9b la 2. Deci, doamne, este un termen cu minus, dar la pătrat nu face plus. Plus 9b la 2. B la 2. Plus 4a. B 2 ori primul ori al doilea. Plus 4a. Minus 3b. Minus. Minus. 3b. Minus 6b. Minus 6b. Da. Minus 6b și? Și minus 12ab. Minus 12. A, B, adică 2 ori 3, 6 și de 2 ori în formulă, face 12, minus 12, A, B. 2x minus Y plus 1, totul la 2. 2x minus Y plus 1, totul la 2. Hai. Îi face la 2 plus Y la 2 plus 1 plus 4xY plus 4xY. Minus 4xy, pardon. Minus 4xy. Acum e plus 4x. Da. Minus 2y. Și plus... A, da, trebuie plus 1. Și 2m minus n. 2m. Minus 3b. Totul la 2. Minus? 3b. 3b. Totul la 2. Hai. Egal cu 4m la 2 plus n la 2 plus 9 pe la 2, da, plus 4m plus 4m minus. Când nu mai minus, unul e minus și altul e plus, dar mulțirii fac minus. Da, deci minus 4 m n. Deci minus 4m plus 6mp. Plus 6? Mp. Mp? Da. Mp. Nb. Nb. Plus 6. Mp. Plus 2. Plus. Minus. Nu. Mai las-mă. Minus 12mp. Mp. Minus 12 mp. Și exercițiu 9. 9 de la pagina 58. Efectuați. Am A plus 2. A plus 2. Pe lângă. Așa. A la 2 minus 2A plus 4. Ia eu că am fost ligerată? Nu. A, dar deodată. Da, da, da. E A la 3 minus pe la 3 acolo. Deci A la 3 A... Ci? A la 3-a minus, plus sau minus? E minus. Uite la prima. E plus. E plus. Dar nu e minus, e plus. Nu, nu, nu. Nu pentru asta. Pentru mama de atenție, așa spunea, pe început cu A plus B, formula. Exact. Deci nu, nu, da. Nu, nu că era el pe da, contrație. Contrație. Deci vine A la 3-a plus 2 la 3-a, adică plus 8. Sigur că dacă mulțiți paranteze, cum știți, se mulțiți. Hai, acum atât deodată. X minus 1 pe lângă X pătrat plus X plus 1. X pătrat plus X plus 1. O, aia e că e, e asta... X la 3 plus 1. Corect. Păi între ce este tu? X la 3, că e A la 3 minus B la 3, da? Da. Că e A minus B, cum e A pătrat plus A, B plus B pătrat. Deci face X la 3 minus 1. Ce? X plus 5. X plus 5. Pe lângă, X la a doua. Minus 5X plus 25. Am pierdut prima. X la 3 plus 25. Faci X la 3 plus 125. Y minus 3.
Y minus 3. Pe lângă, y la a doua, plus 3, y plus 9. Hai. Ui, y la a treia, da. Minus... minus 28. Patru, 3 la 3. X la a doua plus Y la a treia. Totul pe lângă. X la a doua plus Y la a treia. Da, da, totul pe lângă. X la a patra minus X la a doua Y la a treia plus Y la a șasea. X la a șasea plus Y la a noua. X la a șasea plus Y la a noua. Da. Nu zici încălzită a reflexului, că suntem la ieșitoare, da? Că așa e zis-o, încălzită a reflexului, că e s-a plus B, a, trebuie de la 3. Dar este asigură aici minuna că este A ori B, adică X la a doua, Y la a treia, este fie și A pătratele. Și în zici tot acolo? Produsul lor. Produsul lor. Și este. Că dacă aici spunea 2 autorul, are vedere. Era altceva, sau 3, sau știu eu ce acolo. Sau nu zicea numai X, Y la a treia, nu mai era produsul și atunci nu mai poți să acționa. E sigur un pic de paranteza a doua, da? Acum am mers pentru că este de mai greșit ăsta și ai mers reflex. De drumul merge. Ce da. Eu la nu știi, când e greșit, nu știi că ești aici. Înțeles. X minus 2N, totul pe lângă, X la a doua, plus 2XN, plus 4N la a doua. Hai, azi. Păi x la x la a treia minus 8 la 3. 8 la 3. Pentru că este a minus b în cap pătrat și asta e plus pe pătrat. Da. Da? Bun. Păi cam așa a fost tema. Sinteza e formulele la voi. Dar dacă e ca tema, ca tu, ca și cu cei de la mușchiat. Stau și bani în jură. Bă, da, nu le-am făcut decât foarte bine în ce am făcut acum cu Nicolae Popescu, da? Este sunt de mare folos ceea ce am făcut. La revedere! Vă mulțumim că ați rămâne pe Prof. Frani și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share. Așa să fie. Să vă mulțumim.